Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Higher or Lower Game, un joc care practic ne și educă, dar totodată îmi și vine să zic în ce societate trăim noi astăzi. Este un joc foarte ciudat care practic adună scanerele, search-urile de pe Google și desigur din jocul însăși care dăm noi click pe aici Higher sau Lower și desigur aflăm ce este mai important decât cealaltă, așa un versus, cum scrie și aici în mijloc. Deci, hai să dăm bătaie și desigur hai să dăm câte legături strânge din start. Bun, hai să dăm aici Plumber, așa, sau Renault Clio. Mai m-aș duce pe Renault Clio, adică e o marcă cunoscută, mai ales în Franța, adică acolo se produce. Beyoncé trebuie să fie mai mare ca Clio, da, într-adevăr. Și aici Jeremy Clarkson, oh, e preferatul meu, mă, Jeremy Clarkson, dar eu cred că este lower. Din păcate, da, dar e preferatul meu Jeremy Clarkson, așa trei sunt preferații mei, Top Gear, fa, lower, trebuie să fie lower decât Jeremy. Nu, WeChat este mai mare ca Jeremy Clarkson, wow, hai fraților, că bă, Jeremy Clarkson e genial, mă. Da, na, ce să-i faci, nu tot știm el. Anxiety, cred că e mai puțin, da. Anxietate sau Temple Run. Bă, jocul ăsta a fost un hype imens. Nu mai știu acum cât timp și cât de lumea să juca jocul ăla. French Bulldog sau Temple Run trebuie să fie la egalitate, da. Body Odor mai puțin, da, 8 milioane, pula mea. Rugby Union, poate fi mai jos de atât? Nu, 49 de mii. Marvin Gaye, aici e greu, când ai unul de 50.000 și ai ăsta, nu știi ce să zici. Eu zic higher, da, perfect, așa, sau Venus, Venus mai puțin. Nu are 1 milion Venus, hopa, 7, începem cu scorul de 7, hai că începem mai bine decât videoul trecut. Pink Floyd sau Războinicii din Teracotă, asta e monument istoric, dar că normal, Pink Floyd e peste el. Așa, Superman. Clar, clar, Superman versus Cinema Paradiso. What? Ce prost sună, dar cred că e film vechi ăla. Iară Kelly Clarkson, asta știu de pe videoul trecut că e higher. Așa, Eating Disorder, asta știu că e mai puțin. Așa, Neptun, higher. Da, 246 de mii. Spectre trebuie să fie mai mare, că dă un pula mea, e un film și a apărut recent. Wonder Woman sau Spectre, eu zic Spectre, da, Wonder Woman acolo. Water Polo trebuie să fie mai mic, că e un sport care pe mine unul mă plictisește incredibil de rău. Nici nu m-am uitat așa odată la un meci că nu, nici nu mai știu cum și am dat butonul mai fază. Cred că bag piciorul, mi-a apărut ceapă pe calculator, mi-a rămas televizor, rămas pe Digi Sport 2, parcă și apoi așa a rămas. Neymar câștigă aici versus discriminare, da. George Orwell. Asta nu știu ce să zic. Higher? 165.000. La milimetru parcă a fost asta. 12, scor 12. Hai, mă rog, e slab încă. Halloween sau... 140! Wow! Esdem... du-te mă, cum cântă irlandezul ăsta sau cei... Nu, Halloween este peste Edge. Wow! Wow! Cât de tare a fost asta, frate. Wow! Na, asta n-aș fi zis niciodată. Ok, să vedem așa. Cruz sau Silo? Asta, Cruz era mai mare. De ce am dat lower? De ce am dat lower în pula mea? Ah, fuck. Bun, SpongeBob sau Roadrunner? Oh, du-te mă, cine nu știe, fraților, desenul ăsta animat? Cine nu știe ăsta? Nu s-o... Fai, s-o născut în anul 2000, mai mult ca sigur cine nu știe desenul ăsta. Dar, de fapt, stai că s-au făcut niște desene noi, tă cu ăștia, parcă, dacă rețin corect, doar că îi ca pula, îi ca pula. Să nu vă uitați la noile desene cu Roadrunner, uitați-vă la alea vechi, uitați-vă la alea vechi, merită. Și, din păcate, da, SpongeBob îl bate pe Roadrunner, dar din motive de... Lezne de înțeles că eu sunt fan Roadrunner, mă rog, față de SpongeBob, adică în versus, îmi place Scooby-Doo mai mult și Batman, așa da. BBC clar câștigă, Dumnezeule, câte search-uri are, monthly searches, ia Pink Floyd, l-am avut acum ceva timp, ia average monthly searches, scanări așa în termeni lunari, gen. Children in Need mai puține, da. General Electric, fac. Da, un milion, wow, și aș fi zis, parcă m-ar fi tentat să zic lower, dar se pare că
E mare, mă. Shakira, hai să fim serios. Shakira. Mă rog, nu mai e ce-o fost ea, dar... Na. eBay. eBay, aoleo, așa puțină diferență între... Psai... Peter Kay sau Waterpolo. Nu știu cine e grasul ăsta, dar aia e higher. Hilton, trebuie să fie Hilton Hotels peste. Da. Asta știu, e lower, da, 110, corect. Deforestation, de astea care se tau copaci. Clar, clar, e mai interesant. Numai România cred că bagă o grămadă de search aici. Ia, Tevez a strâns 450 de mii. Malaria sau Tevez, asta scris. Eu zic că Tevez. Da, perfect. Da, aproape malaria. Home Depot sau malaria? Home Depot. Este 550 de mii, mă, nene, mă. Miley Cyrus, curva universului. Da, normal, 6 milioane. Bill Gates sau Miley Cyrus? Miley Cyrus, că n-a societatea din ziua de astăzi. Prison Break, mamă, ce serial e ăsta, dacă nu-i peste Bill Gates, eu-mi bag piciorul. Este, e peste. Cei care n-ați văzut serialul Prison Break, măcar sezonul 1 să vă uitați, că sezonul 2 e o porcărie catastrofală. Nu, e o porcărie. Sezonul 3 e foarte fain, chiar și într-o închisoare. Și sezonul 4 e cea mai mare porcărie existențială într-un serial. Deci să nu vă uitați la sezonul 4. Dar uitați-vă măcar la primul sezon, ăla merită. În rest, puteți să dați pas. Bun. Moise sau Prison Break? Prison Break, cui pasă de Moise? Așa, Simpsons trebuie să fie peste. Da. Donkey Kong Country, ăsta clar e mai mic, că n-ai un joc foarte, foarte vechi. Trebuie să fie Dark Knight peste, având în vedere la moartea actorului ăsta care mi se pare că l-au interpretat pe Joker cel mai bine, acest Hug Lord. Bag piciorul, nu, am un lapsus. Așa, Heath Ledger sau așa ceva. Mass Surveillance sau Psycho, ăsta trebuie să fie mai mic, da. New York Eve mai mare, da, no, e no one gen. IBM sau New York Eve? IBM. Ah, era lower, era lower. Ah, era lower 17, ah, slab. DOCC sau împrumuturi? Mamă, erau împrumuturile mai mari. De ce nu mă surprinde? Ia să vedem, suicide sau diabet? Oh, suicide? Nu, diabet era mai mare. Mamă. E să vedem aici iarăși. Dentist sau Peter, nu știu ce. Da, dentistul, clar. Cu toți avem probleme odată și odată de dinți. N-avem ce-i face, orice om, oricât de bine te-ai spăla. Odată și odată tăte ai o care și trebuie să o repari. Crabi sau Tree Surgeon? Clar că știi că crabi. Nu știu de ce, dacă știi că crabi. Car Wash sau crabi? Mă, la câte mașini sunt lumea asta și toată lumea cred că caută o splătorie de mașini în apropierea orașului, eu zic da. Brian Adams sau Car Wash? Băi, cântăreț. Logic ar fi să... Da, așa, e logic. Ar fi să fie. Polonia sau Brian Adams? Polonia. Nu, Polonia 368.000. Ii, Polska curva, nu. European Union sau capitalist? Uniunea Europeană? Da, bun. Weight loss, adică să slăbești sau capitalist? Trebuie să slăbești, adică cred că fetele caută chestia asta din urmă. Justin Bieber, 100%, clar, prea multe search-uri are gay-ul ăsta. Așa, loneliness, corect. Ateism, lol, fii atent ce poză. Cât e de tare poza, lol. Cât e de genială poza. Foarte tare. Chitară sau ateism? Aoleo, chitară cât te avea. Wow. Cred că multă lume încearcă să cânte la chitară. Chris Evans. Oh, sau Athletics. Chris Evans. Da, am avut dreptate. Chris Evans. Colossus of Rhodes sau atletism? Cred că atletism. Da. Donna Summer sau... Chestia aia. Poate fi mai jos de 33.000? Da, mă gândeam că nu poate fi mai jos de 33.000. South Korea, hai să fim serioși. Așa. Fai, ce dracu e asta? Dumnezeule, și are 1.000.000! Wow! Uiși, ce scârbos a arătat. Damn! Ia, Ping Pong sau Alien? Hai mă, că ăsta e film șmecher. Vechi, da, șmecher. Plato sau Alien? Alien! Ia mă, 450.000 pentru Plato, totuși e ceva.
I am pregnant, eu sunt, da, Real Madrid, hopa, însă eu sunt însărcinată sau Real Madrid, da, Real Madrid. Real Madrid sau cine dracu e gay-ul ăsta? Totuși 450.000 au strâns. Lionel Messi, nu, no, Lionel Ricky. Lionel Ricky sau gimnastică? La egalitate. Chia Seeds. What? Ce dracu semințele alea? La egalitate și ăsta. Starry Night sau semințe? Normal că semințele câștigă. Putin! Putin! Rășputina! Dry cleaner sau Putin? Da, e clar Putin. Putin! Smosh! Bă, ăștia sunt parcă YouTuberi. Faimoși. Clar, YouTube. New York sau Smosh? Oh, asta e greu, asta e greu, asta e greu. New York? Da, normal, perfect. New York sau Barcelona? Asta e chiar interesant, asta chiar e scurios. Eu zic că... Ua, 6 milioane, mamă! Bra! Barcelona are mai multe căutări ca New York. Foarte tare asta. Foarte, foarte tare asta. 6 milioane are Faith Healing. Cred că e Noua Zeelandă e peste. Da, 1 milion chiar, că foarte tare. Stai sub. Da, bă, totuși 550 de mii. Groundsman 100% sub, cine dracu caută tâmpenia asta? Așa, Austria 100% peste, da, n-a schi și toate cele și plus că lumea confundă Austria cu Australia. Lower, da, 110.000. UFO sau Roadrunner? UFO, adică, bă, extraterestre, de-abia aștept și eu să văd dacă... Sper să prind, parcă sper să prindă ziua aia când vor veni extraterestrii, dacă va fi o asemenea zi vreodată. Dar hai să fim serioși, e un univers imens aici, nu putem să fim așa bătuți în cap să zicem că suntem doar singuri de pe lumea asta. Rocket, da, clar, 5 star hotel, da, mai puține, că nu zice exact ce și unde. Ia Lionel Messi, în sfârșit îl avem pe Messi, l-am avut pe Neymar, pe ăla, pe ăla, pe ăla, în sfârșit îl avem și pe Messi. Messi vs. Wally. Ăsta era un desen animat, parcă, așa -i? Da, normal că Messi câștigă. Wally sau minimum wage? A, era peste minimum wage, așa cu cât. A, parcă la milimetru l-am pierdut asta. Ia să mai vedem. T-Mobile versus Slavery, clar, T-Mobile. Așa. Versus iTunes. iTunes, clar, mai multe. Bă, ce urât e copilul ăla. Așa. Beaver Stadium. A, mai puține, da. The Last Supper. Ah, e clar, mai multe, că la cât e parodie există de la poza asta, Domnezeule. Alicia Keys, clar. Așa, peste. Sau, Prosthematic Stress Disorder. Asta sub, dar totuși asta era periculos. Red News Day, nu știu ce dracu înseamnă asta, dar e clar că am avut dreptate. Free Bets. Higher? Ea era lower. Hii! Hai, mă, se pare că străinii nu prea sunt cu... sper că ei nu prea sunt cu ăsta, cu pariurile, cu gambling-ul. Arjen Robben, hai să fim serioși. Ia cu ce puțin are Robben! Wow, Robben vs. Eminem, fii atent. Oh, leu. Andrea Pirlo vs. Eminem. Wow. De ce am dat higher? Bam, de ce am dat higher? Uai, ce prost, de ce am dat higher? Iu, de ce am dat higher? Maradona, așa puțin are versus bere. Bere, bere, bere. Iisus sau bere? Trebuie să punem pe Iisus, că da. Porn sau... Iisus sau porn? Eu mă duc cu porn. Trebuie să fim... Wow, 124 de milioane, Dumnezeule! Vai de viața mea! Jurassic Park, hai! Aha, mai ales că a lansat un film de curând. Louis Vuitton, da, așa, corect. Skydive 100% sub, nu multă lume face tâmpenile astea sau caută. eBay trebuie să fie peste, da, 2 milioane și ceva. Corupția sub eBay, corect. Spectre peste corupție, da, Spectre. Kanye West, ăsta e greu, eu zic higher. Ia mă că era lower. Ai, 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 ai. Na, și la ce vedete e ăsta, nu știu, nu mă pricep. Damn. Na, asta e o făciudată. Domestic abuse sau lower. Da, mea că fă lower. Bun.
You a Goodfellas, mamă, ce film e ăsta, vechi ca naiba, dar merită să-l vedeți măcar o dată în viață, mai ales dacă vă plac filmele alea, astea cu mafioți, dar mafioții aia vechi, nu ăștia ce vedem noi în ziua de astăzi, că Michael Ptic în pula mea, că ăsta, gaci e pe ei, ia 110, aia, nașpa. Ia, The Lion King sau ăsta, trebuie să fie mai mult HTML. Multă lume caută că, na, e greu. Democrație 100% sub, da, corect. Bobby Charlton sau democrație, democrație. Asta clar peste, da, corect. Jake the Snake, ai bă, ăsta e wrestler, mă, trebuie să fie higher. 27.000, ah, what? The fuck? Ia Isus, da, corect. Las Vegas sau Isus? Ii, la egalitate, Las Vegas cu Isus. Damn, hai să oprim, no, băgame, așa să vedem, Las Vegas sau creștinitate? A, bag piciorul. Ok, știți ce? Hai oprim videoul aici, ne auzim pe data viitoare. Nu uitați de like și subscribe și numai bine, bye bye.